Viza lui Novak Djokovic de ședere în Australia a fost din nou anulată pentru a doua oară de la sosirea sârbului în Australia vinerea trecută. Discut subiectul cu Andrei Spas, editor al F News. Andrei, spune-mi, cum și-a motivat ministrul imigrării decizia și până la urmă ce se va întâmpla cu Djokovic mai departe? Ministrul imigrării a spus, Alice, că nu le-a mințit atunci când a completat acele documente la intrarea în Australia, chiar dacă formularul a fost completat de agentul său, așa cum a spus Djokovic miercuri în singura sa postare explicativă de pe Instagram. Am luat această decizie din motive de sănătate și ordine publică, pe motiv că era în interesul public să fac acest lucru, a spus ministrul imigrării în documentul justificativ. Și premierul australian Scott Morrison a dat publicității un comentariu. Australienii au făcut multe sacrificii în timpul acestei pandemii și se așteaptă pe drept cuvânt ca rezultatele sacrificiilor lor să fie protejate. Asta a făcut ministrul prin acțiunea sa de astăzi. Politicile noastre aspre de protecție a granițelor i-au ținut pe australieni în siguranță înainte și după și în timpul pandemiei de COVID. Ministerul Afacerilor Interne australian l-a invitat pe Djokovic la un interviu pentru imigrare care ar trebui să aibă loc mâine. Până atunci, sârbul va rămâne la hotelul la care este cazat pentru perioada pe care ar trebui să o petreacă la Australian Open. Între timp, câteva zeci de persoane s-au strâns în fața Park Hotel, hotelul guvernamental de carantină în care Nole a mai stat weekendul trecut, pentru a protesta față de decizia autorităților. Alături de mine este și Hofi, colegul de la Știu și jurnalist sportiv de excepție. Te salut, Hofi! Salutare, Andrei! Uite, tocmai a început judecarea cazului lui Djokovic. Dacă până acum nu s-au grăbit australienii să îi suspende viza sau să lase să rămână să se antreneze pentru Australian Open, au intrat direct în pâine și la ora asta, 8:45 seara în Melbourne, se judecă speța. Același judecător, tot Anthony Kelly este cel care a judecat și prima anulare a anulării, dacă pot să-i spun așa. Crezi că o să aibă Nole un avantaj în toată chestiunea asta? Păi nu mai are cum să aibă niciun avantaj din punctul meu de vedere, pentru că nu mai este o decizie care ține de un aspect juridic și n-aș vrea să comentăm aici aspectul juridic cât alte considerente, pentru că a fost o decizie, practic un drept de veto al ministrului emigrării. Aici avea acel drept și a făcut uz de el. Este în primul rând, aș zice, o decizie simbolică. Tu ai spus foarte bine acolo, ai făcut așa ca o cronică de meci. Folosind un termen din sport, australienii erau un zugzwang, adică acea mișcare din șah când orice face greșit. Practic orice decideau acești guvernul, acești ministri, putea fi considerat greșit dintr-unul dintre motive. Că asta este, o viață complicată. Dar e un caz simplu tratat complicat, practic. Da. E o decizie simbolică, spunea, pentru că o țară care a stat în lockdown aproximativ 300 de zile trebuie să funcționeze ca atare. N-avea ce să facă acest ministru. Guvernul s-a gândit foarte mult la decizie și nu își permiteau altceva, pentru că asta justifică politica de stat și cu siguranță că această decizie va fi luată ca un precedent nu doar în Australia, ci și în lume. Și știm că politica în lume în acest moment este de protejare acestei pandemii și nu puteau să o protejeze dacă dădeau niște avantaje lui Djokovic. Apoi este și o decizie politică, trebuie să ținem cont și de asta. Urmează alegeri în Australia, iar acest guvern Morrison, în urma restricțiilor dure și a politicii pe care a avut în ultimul timp, nu este foarte popular. Este un partid care are nevoie de niște voturi, știi? Cu siguranță că australienii, care au suferit foarte mult, dacă vedeau că îl avantajează politica guvernului sau un sârb, ar fi taxat politic. Apoi, cu siguranță este și o decizie strategică. Foarte important aici să ținem cont, Djokovic nu era vaccinat. Este cel mai relevant lucru din această judecată, pentru că o victorie a lui Djokovic ar fi fost și cu siguranță a celor care sunt împotriva vaccinului într-o formă sau alta, că și această clasă are mai multe categorii.